Bună seara, dragilor, și bine v-am găsit. După cum vedeți, nu am o voce prea frumoasă în această seară, deoarece mi-am luat o urâtă răceală. Nu știu dacă e vina aerului condiționat sau a cui este, dar este. În fine, mi-este foarte greu să vă fac acest video în această seară, dar fiind sâmbătă seara, nu putem să uităm. Acest ritual face parte din cultura poporului rom. Să vă explic în puține cuvinte povestea acestui ritual. Eu l-am învățat când aveam 16, 15, 16 ani, pentru că frecventam casa unei familii de etnie rom. Doamna, cum o chemam noi, Tanti Angela, citea cărțile ungurești, nu cărțile de tarot, la fel și una dintre fiicele ei. Iar această femeie, Tanti Angela, cum o numeam noi, că de fapt nu se numea așa, așa îi plăcea să fie chemată, era una dintre cele mai puternice vrăjitoare. Eu, în acea perioadă, iubeam să mi se citească viitorul în cărți, îmi plăcea foarte mult, credeam foarte mult, și acum cred că sunt persoane care sunt în stare să facă să dea o bună lectură de tarot sau de cărți. În fine, Dumnezeu să ierte pe această femeie, dar ea am învățat foarte multe ritualuri, printre care unul care se face cu o mătură de paie, și asta este protagonista noastră. Ea poate fi nouă sau folosită, important este să fie folosită doar în casa dumneavoastră, nu puteți o folosi în alte, să fie mătura vecinului sau o mătură luată de împrumut. Trebuie să fie personală, cu fiecare vrăjitoare are mătura ei și cazanul ei. Noi avem aici mătura noastră, mai târziu vă voi prezenta și cazanul vrăjitoarei. Deci, această lucrare se va face decât sâmbătă seara, timp de 6 sâmbete consecutiv, fără să săriți una, chiar dacă persoana pe care voi o vreți să aduce acasă va veni mai repede. Și nu aveți de făcut altceva decât să măturați în casă. Începeți din fundul casei către intrare. Dacă aveți o casă în 2 etaje, faceți decât etajul inferior, unde vă intră oaspeții. Dacă aveți un apartament, de exemplu, balcoane, grădină, nu faceți și în grădină afară. Eu acest video vi l-am făcut afară pentru că am o arie mai largă ca să pot să filmez bine, să vedeți, să înțelegeți despre ce este vorba, dacă nu v-aș fi arătat în casă. Sper că reușiți să mă auziți, pentru că nu pot, chiar dacă mă forțez, nu reușesc să vorbesc mai tare de atât, pentru că am pierdut vocea. Eu încep să vă arăt cu mișcări lente ca să înțelegeți și în același timp am să și vorbesc. Vă rog să luați hârtie și pix și să vă notați ceea ce va trebui să faceți. Deci, sâmbătă seară, înainte de 12 noaptea, pentru că știți că după 12 noaptea este deja duminică. Luăm o mătură de paie nouă sau folosită. Important este să fie personală, să nu fie a vecinului sau să nu fie a soacrei, a luată împrumut. Și începem să măturăm din fundul casei către intrare. Măturăm normal, cum facem curățenia de zi cu zi. Dar în timp ce vom mătura, vom spune aceste cuvinte. Mătură, măturița mea, astăzi e sâmbătă seară. Și pentru că e sâmbătă seară, eu îți dau o slujbă mare. Căci de când te-am cumpărat așa slujbă grea, nu ți-am mai dat. Câte fire sunt pe tine, atâția dragi să se pună pe și spuneți numele persoanei iubite, fie că este femeie, fie că este bărbat. Cu ciocurile să-l ciocănească, cu aripile să-l plesnească, sângele să-l podivească și la mine, și aici spuneți numele vostru, să-l pornească, să nu poată să mănânce, să nu poată să se culce, până când numele persoanei iubite la mine nu n-o veni. Aceste cuvinte, până terminați de măturat toată casa, va trebui să le spuneți de cel puțin 3 ori. Dacă reușiți să le spuneți de 9 ori, este mai bine. Dacă nu, cel puțin de 3 ori. Am să vă scriu în descrierea videoului cuvintele cum se spun, pentru că am observat că încep să mă încurc, nu înțeleg de ce.
Dar este normal, pentru că nu este ușor de învățat prăjitoria, de aceea când eu încerc să vă explic, se poate de multe ori să mă încurc în cuvinte. Dar ca să fiu sigur, am să vi le scriu. Deci, atenție! Începem, da? Măsurăm măturița mea. Astăzi e sâmbătă seară și pentru că e o zi mare, eu îți dau o slujbă tare. De când eu te-am cumpărat, așa slujbă grea nu ți-a mai dat. Câte fire sunt pe tine, atâția drașe să spună pe numele persoanei pentru care faceți. Cu ciocurile să-l ciocănească, cu aripile să-l căsnească, sângele să-l polidească și la mine să-l pornească, să nu poată să mănânce, să nu poată să se culce, până când numele persoanei respective la mine nu n-o veni. Aici spuneți numele vostru. Deci de 3 ori, de 6 sau de 9 ori. Dacă casa este mică și nu vă ajunge spațiul să spuneți de 9 ori, spuneți doar de 3 ori, este mai bine să spuneți de 3 ori. Deci, va fi făcut 6 sâmbete consecutiv, chiar dacă persoana va veni acasă, va trebui să-l continuați, nu vă opriți. Când ați ajuns la sfârșit, pe făraș adunați gunoiul, îl veți pune în spatele ușii de la intrare, pentru că noaptea nu se aruncă gunoiul din casă. În primul rând, pentru că veți arunca tot ce voi ați agonisit în ziua respectivă. Dar și pentru că noi vrem ca persoana să vină și să rămână. Deci dacă noi o adunăm cu măsura și după care o aruncăm afară din casă, aruncăm, nu, persoana. Deci noi adunăm pe făraș gunoiul. Este bine să fie mult gunoi în casă, nu este nicio problemă dacă este mult gunoi în casă. Punem fărașul în spatele ușii, după care mătura o vom pune tot lângă ușă, cu paiele în sus și va sta acolo până dimineață. După care dimineață o luați și o puneți unde este locul ei, unde țineți măturile, unde țineți lucrurile cu care faceți curățenie. Acesta a fost video din această seară. Am să vă scriu fraza care trebuie să o spuneți în descriere și dacă aveți nelămuriri, aștept întrebările voastre.